Bună ziua și bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghim, pe misiunea de promovare electorală. Suntem în studioul Capital TV și îl avem ca invitat astăzi pe domnul Eduard Felciuc, susținător al domnului Dacian Ciodaru, candidat pro-România pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Domnule Eduard Felciuc, bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mi se pare interesant să vă văd acolo pe scaun în calitate de susținător al domnului Dacian Ciodaru, care e de la Pro-România, având în vedere că, din câte știu eu, dumneavoastră, apropo, hai să reglăm o chestie de la bun început. Sunteți funcționar public sau nu? Nu, nu sunt funcționar. Deci nu sunteți funcționar public, că dacă erați funcționar public, n-aveați voie să apăreți în cadrul unei emisiuni electorale. Dar zic unii că sunteți. Unii zic, dar cu zisul rămân. Până la urmă, actele vorbesc, nu... Așa. Și spuneam ceva mai înainte, că e destul de interesant să vă văd acolo pe scaun. Culme, telespectatorii nu văd, dar scaunul e roșu. Ca și susținător al lui Dacian Ciodaru, așa cum spuneam, candidat pro-România pentru Consiliul Județean, având în vedere faptul că o grămadă de vreme dumneavoastră a fost președintele PSD Simeria, din câte știu eu. Da, am fost până acum 2-3 luni. 2-3 luni? Da. Da? Și mai este și consilier județean PSD. Sunt consilier județean. Demisia este trimisă de o lună și ceva, două luni, la PSD. Deci sunteți consilier județean sau nu sunteți? Da, sunt obligat să-mi duc mandatul la sfârșit, atâta timp cât nu există din partea prefectului și din... Păi actele nu există din partea prefectului, ca semnați zilele astea 130 de eliberări sau cum s-o numi, din încetări de mandat. Corect. Dar pe dumneavoastră nu. Se pare că nu. Dar? Nu sau nu știți? Nu știu, până la ora asta nu știu. Am înțeles. Bun, și ca lucrurile să fie clare, oable, cum zice Ardeleanu. Dom'le, ce căutați de la PSD la Pro-România cu două luni înainte de alegeri? Și din președinte PSD, acum îl susțineți pe Dacian Ciodaru, mă rog, Pro-România? În primul rând, nu caut din PSD în Pro-România. Discutăm de faptul că, la ora actuală, nu mai sunt membru niciunui partid. A, deci nu sunteți membru? Nu sunt membru. Aha, foarte interesant. Păi și atunci de ce îl susțineți pe Dacian Ciodaru? Susțin oamenii. Susțin oamenii și susțin echipele care doresc să realizeze ceva pentru acest județ. Puteți detalia puțin lucrul ăsta? Da. Consider, la ora actuală, și nu vreau să se supere nimeni, că funcția de președinte a Consiliului Județean Hunedoara este o funcție foarte importantă. Vedeți, dumneavoastră, nu discutăm de o funcție de primar de comună sau de chiar de oraș. Sunt adeptul la a lăsa tinerii să muncească. Sunt adeptul ca cei care au o anumită vârstă să vină să-i ajute, să-i concilieze, dar să-i lase pe tineri să muncească. Așa. Discutăm de energia care este nevoie, de volumul de muncă care este în sarcina președintului Consiliului Județean. Din acest motiv am ales să-l susțin pe domnul Dacian Ciodaru. Bun, da. Și echipa Pro-România, bineînțeles. Așa. Păi volumul de muncă, tinerețea, mai sunt și alți tineri care candidează la șefia Consiliului Județean. Cu siguranță sunt și alți tineri, dar dintre acei tineri am ales să-l susțin pe domnul Dacian Ciodaru. De ce domnul Felciuc? De ce Dacian Ciodaru? Ce are deosebit băiatul ăsta? Bărbuță? Știe să danseze? Face clătite bune? În primul rând a trecut prin zona asta, aceasta de administrație publică. Așa. A trecut prin funcții care au fost funcții de conducere. Deci nu putem trimite pe cineva care este total nepregătit într-o funcție așa de importantă. Și? Și. Din acest motiv l-am ales pe Dacian Ciodaru și pentru faptul că am încredere în el. Bun, eu plusez. Și ce dacă a trecut prin administrație publică și prin funcție... Tocmai vă spusesem că am încredere în el. A, asta este, cred că, unul dintre... Da. Dar de ce aveți încredere în el? Îl cunosc.
Dumneavoastră sunteți genul de om care răspunde cu da, nu, poate, alea? Răspund doar acolo unde trebuie, cu da și nu. Am înțeles. Îmi răspundeți foarte scurt. Și concis. Și concis, da. Aș prefera să îmi detaliați puțin ideile, pentru ca oamenii să înțeleagă motivele pentru care noastră îl susțineți cu adevărat și chiar cred că îl susțineți pe Dacian Ciodaru din moment ce v-ați asumat acest lucru la TV. În sensul că de ce, domnule? Adică până la urmă îi faceți campania lui Ciodaru prin prezența noastră în emisiune. De ce să-l voteze lumea pe Ciodaru la Consiliul Județean? În afară de administrație publică aveți dumneavoastră încredere și toate astea. Și pentru faptul că Dacian Ciodaru își dorește să facă lucrurile care trebuie pentru ca cetățenii acestui județ să trăiască mai bine până la urmă. Știți cum e? Se discută foarte mult despre depopularea județului. De ce am ajuns aici? Am ajuns pentru faptul că nu mai există industrie, nu mai există infrastructură cum trebuie. Deci trebuie ca toate aceste lucruri să facem, să facilităm investițiile în zonă, să facem infrastructura. Sunt foarte multe lucruri și atunci și să creștem nivelul de trai până la urmă. Cei care au plecat din țară, n-au plecat din țară doar că arată foarte bine dincolo. Da, și asta poate este un motiv că arată foarte bine zona de vest, să zic așa. Degeaba arată foarte bine zona de vest dacă eu n-am o chiflă în stomac. Dar discutăm de faptul că această zonă de vest arată foarte bine din motivul că acolo nivelul de trai a crescut. Bun. Și nu mă pot opri să nu vă întreb. Domnul Felciu, puteți să-mi spuneți de fapt motivele reale pentru care dumneavoastră v-ați dat demisia din PSD? Din PSD sau și din președinte? Fiindcă au fost două momente distincte. Adică două chestii diferite? Da, au fost două momente distincte în ceea ce, în ceea ce privește parcursul meu sau plecarea mea din PSD. Într-adevăr, am intrat în PSD în 2003. Am fost unul dintre oamenii, am intrat de bunăvoie și chiar am fost unul dintre oamenii care mi-am dorit să facem ceva pentru comunitate. Momentul plecării mele din președinte, de fapt, a fost o nemulțumire, să zic înainte, dar momentul care a declanșat, efectiv, a fost momentul în care am refuzat să adun semnături. Așa. Pentru creșterea pensiilor. Să nu fiu înțeles greșit. Sunt întru totul de acord. Există o lege. Trebuie respectată. Dar pe teren am primit întrebări de genul: bun, de ce veniți să ne cere semnătura când dumneavoastră, tot dumneavoastră în 2016 ați venit să ne cere să votăm parlamentarii PSD, că discutăm, eu venind din PSD, yeah, trebuie să discut. Ați venit să votăm acești parlamentari. Ei ce fac acolo? Dacă PNL-ul nu dorește să ne dea cei 40%, sau nu pot, ei zic că nu pot. PSD-ul de ce nu a răsturnat guvernul? De ce nu a demis guvernul? Să vină ei cu o guvernare în care să se țină de cuvânt până la urmă. Păi l-au votat guvernul. Păi vedeți, aici este o mare problemă. PSD-ul a dat guvernul, l-a demis printr-o, știți, moțiune, foarte bine, moțiune. Da? Și pe l-a votat. După aceea l-a votat. Bineînțeles, discuțiile sunt foarte multe. Că dacă nu facem analiză politică, ne referim strict la dumneavoastră. Da. Da. Deci asta a fost momentul care a umplut paharul. Deci de la listă a plecat. A umplut paharul. Deci atunci a declanșat. Ce v-a deranjat așa tare? V-ați simțit jignit? V-ați simțit cum? Sunt de concepția că fiecare trebuie... V-a fost rușine de oameni sau ce? Și rușine de oameni, dar sunt de concepția că fiecare trebuie să-și facă treaba acolo unde este. Ori la momentul când discutam noi, PSD-ul a demonstrat că avea o majoritate în Parlament. Da? Deci putea, oricând, să dea cei 40% la pensionari prin faptul că demitea guvernul, venea un guvern PSD sau de alianță și era foarte simplu. Adică nu s-o ducem, s-o tot rostogolim, s-o tot rostogolim. Vrem, dar mai vedem. Vrem, dar poate mai târziu. Sau cum. Momentul 2
A fost când am plecat din PSD, efectiv, din membrul PSD, momentul când s-a acceptat ca un fost candidat din 2016 a PNL-ului, a fost acceptat ca și candidat a PSD-ului. Acum, eu cu candidatul, ca să fie... La situația de la Simeria, da. Iulius Bedea, da? Vreau să fiu înțeles foarte bine și aici. Eu cu Iulius Bedea nu am nicio problemă, ca și om. Că nu discutăm aici, discutăm de candidat sau de om. Eu cu Iulius Bedea, ca și om, nu am o problemă. Problema mea este că și el, poate și alți, dar știu foarte clar, cei din, o parte din cei din jurul lui, de prin 2016, noi PSD-ul am fost ciuma roșie, am fost, știți, plăcuțele suedeze, toate alea. Ori nu mi se pare corect. Și eu poate am avut la un moment dat, cum să vă spun, oportunitatea de a trece la alt partid. Dar am zis nu. Am intrat în PSD, am plecat din PSD. Cineva mă întreba într-o emisiune dacă voi reveni. Nu pot să zic nici da, nici nu. Nu știu. Nu știu. Poate. Dacă se vor schimba lucrurile, voi reveni. Nu știu. Poate în PSD, dar în orice caz, deci nu, la momentul ăsta... Veți reveni în politică, vreau să spun. În politică, da. Dar la momentul când discutăm, am luat hotărârea de a mă retrage din politică. Bun, vă retrageți din politică, dar veniți în emisiunea de promovare electorală ca să-l susțineți pe Dacian Ciodară. Cum vine asta? Păi vine. Păi de ce? Păi pentru că cred în Dacian Ciodară. Păi și nu-i tot politică? Dacă îl susțineți? Nu. Ce e asta? Da, ce? Nu, nu este politică. Politica se face altfel. Deci sunt negocieri, sunt... Politica presupune multe lucruri. Vedeți, dumneavoastră, mulți n-au înțeles lucrul ăsta. Politica nu se rezumă la doar de a susține pe X sau pe Y. Politica se rezumă și la... prin politică ar trebui să înțelegem și acele negocieri, care câteodată pe unii îi deranjează puțin, dar sunt necesare. Când faci o majoritate, nu este necesară o negociere? Depinde ce negociezi. Haideți să vă explic un lucru. Cetățeanul vine și până la urmă votează la locale, să zicem așa, unde este un vot mai aparte. Vine și votează omul, dar și ceea ce spune omul că face. Da? Dacă acel, să zicem, dacian ajunge președintele Consiliului Județean, da? El va avea, ca să-și pună, să-și îndeplinească ceea ce, să îndeplinească ceea ce a spus, el va avea nevoie de o majoritate, fiindcă președintele Consiliului Județean nu va face nimic singur fără o majoritate în Consiliul Județean, da? Care să-i treacă proiectul. Exact. Discutăm de o negociere acolo. Adică, eu cred că negocierea ar trebui să fie la modul ce am eu bun, ce ai tu bun și hai facem toți împreună un pachet și... Păi bun, și negocierea asta e în folosul cetățeanului sau nu? Așa ar trebui. Că e cum e, ce fel e, n-a și mie, dă și ție, ia și așa ție. Ar trebui să fie în folosul cetățeanului până la urmă, despre asta bun, discutăm. Bun, și negocierile care se fac tipic românesc, cum sunt? Fiecare își asumă. Dar cred că suntem la momentul în care acele negocieri de care ziceți dumneavoastră tipic românești nu mai sunt viabile. Încă lumea oarecum s-a mai deșteptat, s-a mai dedat cu chestiunea asta politică. Vedeți dumneavoastră, sunt oamenii reticenți chiar dacă le spui lucruri care chiar pot fi realizate. Și auzite din gura politicienilor, știți foarte bine că este acel hai, mai lasă-mă. Da. Bun. Și mie mi se pare interesant ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți angajat în momentul ăsta pe la primăria Simeria? Da, da. Deci din februarie. Din februarie. Ce faceți acolo? La ora actuală sunt și managerul de proiect la un proiect european pentru anvelopările a 7 blocuri, fiindcă tot se discută în spațiu public că Simeria nu are, cum îi zice, proiecte pe fonduri europene. Da, sunt și sunt destul de multe. Și acum sunt pe partea de ADI-uri, fiindcă fiind director la ADI Deșeuri,
deșeuri, așa da, ziceam noi. A fost o perioadă, da? Da, de fapt mă ocup foarte mult de partea aceasta de relație cu ADI-urile și pe parte de monitorizarea operatorului Raicata de pe zona noastră și mai îndeplinim și alte sarcini, știți cum este în fișa postului, și alte sarcini. Bun, și de ce mai sunteți director la ADI deșeuri? A, este o poveste lungă. Hai că avem vreme. A trebuit să plec, oarecum. Cum e că a trebuit? Dom'le, cu mine vă rog să discutați liber. Unde a trebuit să plecați? Să vă luați un covrig? Să nu știu, luați se pare, o înghețată? Se pare, știți a trebuit cum să plec. Extraordinar. Eu am mai spus într-un loc. Dom'le, a trebuit sau a forțat cineva să plecați? Haideți să fim la mijloc între a trebuit și a forțat. Că pe mine mă supără. A trebuit. Dar de ce? Că a venit nu știu cine de la județ și a zis, bă, tu să-ți dai demisia. Bun, că vreau eu să vină Gheorghe în locul tău. La momentul acela era și discuția cu 8 primari care ar fi fost nemulțumiți. Din păcate, mi-aș fi dorit ca cei primari, dacă ei au existat, că cineva mi-a spus oarecum că nu chiar a fost chiar așa, dar mi-aș fi dorit ca cei 8 primari să-mi fi spus în față. Mai ales pentru că eu am avut o bună colaborare cu toți primarii, de pe tot spectru. Nu am ținut cont că este PSD, că este PNL sau că este ALDE sau alte astea. Deci eu acolo am fost și am mers cu dorința de a chiar a face treaba. Ceea ce am, cred că împreună cu echipa de la ADI am și demonstrat că, despre proiectul. Păi dacă ați făcut treabă, de ce a trebuit să plecați puțin? V-am explicat. Nu mi-ați explicat. Se pare că au fost... Nu mi-ați explicat, domnul. Sunt mai multe povești în jurul acestui subiect. Eu astăzi sunt mai greu de cap. N-am băut lapte, n-am făcut nimic. Nu reușesc să mă prind. Vă forțați un pic? Se pare că... Vă forțați puțin? Nu mă forțați. Se pare că au fost, să zic așa, între ghilimele. De ce între ghilimele? Anumite interese acolo. În sensul că... Am încercat să nu scap de sub control acest sistem. Fiindcă eu am mers în acest sistem din poziția omului care în 2012, 2011, 2012 am fost împotriva nu a sistemului, ci a modului cum va fi gestionat. Adică sistemul ca atare este un sistem frumos. Cu bunele și relele lui, fiindcă trebuie să recunoaștem. Așa a fost construit, pe date statistice, pe... Dar dacă el poate fi upgradat, poate fi îmbunătățit, dar dacă nu există dorința asta, avem o problemă. Și avem o problemă și în momentul în care nu este gestionat cum trebuie. Adică ce încercați dumneavoastră să spuneți acum? Că nu e gestionat cum trebuie? Că dumneavoastră ați plecat marele director care a fost forțat să plece puțin, să-și cumpere un suc sau o cafea. Dar n-am pierdut nimic. Așa, și între timp ce a rămas nu-i gestionat cum trebuie? Eu n-am asta încercați să-mi spun? N-am zis că nu este nu, gestionat. Întreb, nu, eu vă spun doar că dacă nu este gestionat. Bun, putem să discutăm și la cât am fost eu director, am avut o întârziere în aplicarea ordonanței 74, componenta de... Ce e asta? Este modificarea legii 211. Domnule, care ce spune, asta? Ce haideți zice? Că vă explic. Nu mie, oamenii. Deci discutăm de faptul că cu 1 ianuarie, dar cel târziu 31 iulie, dacă nu mă înșel. 31 iulie 2019. Trebuia implementată ordonanța 74, care are două componente. Acea economie circulară, 50 de lei, 80 de lei anul ăsta și 120 de lei pentru tona de deșeu depozitată. Da, pe care cine trebuia să-i plătească? Pe care trebuiau să fie plătiți de către cetățeni, da, ca un fel de amendă dată de către statul român. Da? Fiindcă... Deci cetățenii luau amendă în fiecare lună la factură, da? Da, pentru faptul că noi din 2007 tot povestim cum reciclăm noi. Bun, ca și țară. Asta cât însemna pentru cetățean? În jur de 1 lei, 2 lei în plus. Nu. Mai puțin. Discutăm de ordinul banilor. A, ok. Nu discutăm de 1-2. Deci asta n-a fost implementată. Nu. Cum trebuie implementată? Prin hotărâre de Consiliul Local? Sau economia cum? Circulară. A fost implementată din martie, din ce mi-amintesc, martie-aprilie, de către operatorul de pe trei cele, sau ambii operatori, în 2019, iar
Acum, anul acesta, fiindcă v-am spus, anul trecut era 50 de lei, anul ăsta este 80 de lei. Iar anul ăsta, cred că acum, de luna asta sau de luna trecută, s-a implementat. Bun. Deci oamenii, în momentul ăsta, ca să înțeleagă, plătesc ușor o mică amendă a statului, dată de statul român pe factură? Fiindcă suntem în infringement, încă nu suntem pe financiar. Uniunea Europeană ne tot spune, băi, faceți reciclare. Faceți reciclare. Și noi tot am raportat că facem reciclare și la un moment dat s-a trezit și Uniunea Europeană și a spus, băi, dar voi faceți reciclare numai pe hârtie. Și aveți exemple destule, dacă ne uităm peste tot, avem peturi, avem carton, avem, nu mai discut de DCD-uri care... DCD-uri? DCD-uri. Sunt deșeurile provenite din construcții. Da. Și acolo este o problemă mare, fiindcă acel proiect pentru DCD-uri, pentru deșeurile din construcție, există în ADI de mulți ani. L-am descoperit întâmplător. Dar nu era în caietul de sarcini, zic și eu, că ar trebui să știți dumneavoastră lucrul ăsta. Nu era în caietul de sarcini al operatorilor care câștigă licitația pe o anumită zonă să amplaseze niște conturi. Eu așa mi-aduc aminte. Pentru voluminoasele. Pentru le încurc. Da. Voluminoasele așa. Înseamnă saltele, mobilă, etc. Am înțeles. Dar sunt? Împreună cu OAT-ul, ei trebuie să facă un, cum zice, un program. Fiindcă ele se fac... Există pe undeva? Sunt. În unele lucruri s-au făcut acele programe. V-am spus, operatorul până la urmă face acest program împreună cu OAT-ul. Fiindcă el strânge acestor deșeuri voluminoase, se face o dată la 3 luni, să zic așa. Îmi scapă acum termenul. Trimestrial. Nu, trimestrial... Cum o fi. Da. Deci, dar ei trebuie să facă un program, fiindcă nu, operatorul nu poate să pună un container din acela în care loc. Adică astăzi mergem în cartierul X, mâine mergem în cartierul Y, mâine mergem pe comuna respectivă, se face un program, OAT-ul aprobă, ADI-ul și el, și până la urmă se pune în practică. Așa, ca să concluzionăm pe scurt, că ne îndepărtăm. Și eu am început să nu v-am spus despre Ordonanța 74. Ei, mai este a doua componentă de Ordonanță 74, care nu a fost implementată nici la această oră. Discutăm de plătește cât arunci, că tot discutam noi de ce... Păi nu așa ar fi normal? Păi ar fi normal, dar asta înseamnă ca toate UAT-urile să aprobe prin HCL-uri. Acum, eu am început, să zic așa, demersurile. Dorința noastră a ADI-ului, cât am fost eu director, era și discuția cu consultantul, era ca până în 31 decembrie 2019 toate demersurile să fie terminate și începând cu 2020, 1 ianuarie 2020, să venim cu implementarea efectivă. Fiindcă aici discutăm și de pe fluxuri vor intra, să zic așa, pe fluxul financiar va intra și acele OIREP-uri, foste OTR-uri. Doi, discutăm de investiții care trebuie să le facă operatorii. Fiindcă dacă discutăm de pubele, vor trebui să aibă chipuri și containerele sau saci, dacă se dau saci, se merge pe zona de saci, atunci trebuie să aibă acele coduri de bară. Care există un cititor, există un pachet de bază pentru fiecare familie, vine, dacă vrei suplimentar, plătești mai mult decât ceea ce este prin contract. Bun. Ne-am îndepărtat ușor de la subiectul emisiunii, am dat-o în chestii cu gunoiul. Tehnice. Da, cu gunoiul. Nu că nu s-ar potrivi și asta cu gunoiul într-o emisiune politică. Dar afirmația asta e un pic cam dură. Și atunci vreau să revenim spre tema emisiunii, care spune așa, pro-România cea mai bună soluție, iar dumneavoastră sunteți susținător al domnului Dacian Ciodaru, candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara din partea Pro-România. Firește, Dacian Ciodaru are și o listă de consilieri acolo. Haideți să vedem. Ce ar aduce nou câștigarea unui mandat la CJU pentru Pro-România și cu ce ar fi benefic lucrul ăsta pentru oameni? În primul rând, trebuie să recunoaștem că anul acesta, vrem, nu vrem, nu cred că vreunul din cele două mari partide,
va mai face majoritate singuri. Nici eu nu cred, am... Apariția unui CJ, alt la CJ. Apariția unui nou partid, unui partid mai mic care să vină să completeze până la când se face majoritatea, eu zic că este un plus. Vedeți dumneavoastră, partidele mari, și vă spun cu toată responsabilitatea, fiindcă am făcut parte dintr-un partid mare, câteodată au impresia că ei știu totul. Bazându-se într-adevăr pe chestiunea că au foarte mulți membri, simpatizanți mulți, dar discutând că se bazează foarte mult pe membri, adică pe specialități, pe... Dar nu întotdeauna ceea ce spui tu că este corect, este și așa. Ei, apariția unui partid care să zic așa, să-i mai trezească, este benefic. Dacă este să discutăm, v-am spus și de Dacian, eu cred că poate să aducă acel plus de care are nevoie județul. Și pro-România poate să aducă acest plus, fiindcă toate hotărârile și tot ceea ce se face sunt văzute de doi ochi, nu de unul. Cum adică? Păi, este partidul mare plus cel din alianță. Asta în cazul unei... Este ca și la, știți, când se scrie un text. Eu îl scriu, dar e bine să-l vadă și al doilea. De ce? Să-l corecteze sau să-l cenzureze? Nu, să-l corecteze. Nu mergem, e o diferență. Nu mergem pe ideea de a cenzura, doar pe ideea de a corecta. Și a merge în direcția care este necesară acestui județ la ora actuală. Păi bun, dar dumneavoastră îmi spuneți că Pro-România este alternativă, este soluție, este suflu tânăr, este alea. Ce puteți să spuneți, susținându-l pe Dacian Ciodaru, da? La funcția de președinte, automat îl susține și pe Emil Reșteiu. Cu siguranță. Cred eu. Cu siguranță. Îl susțin și pe Emil Reșteiu. Este normal să-l susțin și pe domnul. De ce e atât de normal? Că ce e normal pentru noastră, poate pentru mine nu e corect. Normal. Asta este părerea mea până la urmă. Am lucrat mulți ani cu Emil Reșteiu. Am fost și viceprimar, am fost și consilier local, am fost și consilier județean, dar normal că am avut conlucrare cu primăria Simeria. Și pot să vă spun că Emil Reșteiu chiar a făcut foarte multe pentru Simeria. Problema domnului primar este alta. Și nu știu dacă este chiar o problemă, să o zic așa. El nu vine să spună, băi, am făcut aia, am rezolvat aia. Până la urmă, el merge pe ideea ca cetățeanul să vadă ceea ce a făcut. Nu face investiții pentru voturi. El face că trebuie să le facă. Da, adică. Deci nu face investiții pentru voturi, face normal. Dar ce face vreun primar? Știți că mai devreme râdeam pe o chestiune că a fi bucuros că îți face primarul, că vine primarul și spune că am făcut trotoare și drumuri și mai nu știu ce face. E ca și cum ai mulțumit bancomatului că-ți dă banii. Până la urmă, noi de asta l-am ales acolo. Să-și facă treaba. Nu, el a venit cu niște promisiuni și niște chestii de... Da, și ați văzut, dacă ați văzut dumneavoastră ceea ce nu știu câți candidați au făcut, dacă ați văzut fluturașul dumnealui, discutăm de faptul că a trecut acolo și ce n-a făcut. Dacă este să discutăm, mai sunt și lucruri care nu s-au făcut, nu din vina primarului. De canalizări discutăm, de canalizările de pe sate, că tot am auzit. Păi Săuleștiu n-avea... Păi Săuleștiu este prins pe master planul Consiliului Apa Prot, care ține de Consiliul Județean. Și nu știu și dacă Consiliul Județean, la momentul ăsta, discutând, chiar putea să forțeze lucrurile, fiindcă acel master plan s-a tot modificat, s-au introdus date noi, s-au introdus localități, tot felul de din astea. Dar nu este vina, deci nu se poate face pe o altă finanțare. Este prins pe o finanțare și Simeria, din ce știu eu, din partea, pe fondurile pe POIM, care acum vrea Apa Prot să prindă aceste fonduri, are o finanțare destul de mare. Păi bun, dacă nu vor începe lucrările. Că da, pe noi ne dorim. Asta îi interesează. Da, eu știu, cetățeanul îi interesează. Bun, întrebarea este un pic... ne la locul ei, în sensul că nu ar trebui adresată dumneavoastră. Lucrările nu încep când vrea Felciuc sau Reșteiu. Corect, corect. Încep când vrea Apa Prot. Știți foarte bine că
dacă discutăm de licitații și din astea, la ora actuală, România are o problemă mare. Aceste are multe contestații, bineînțeles că are, aceste contestații. Discutăm de faptul că și, întorcându-ne la acest sistem integrat de gestionare a deșeurilor, era să capoteze, să zic așa, pe un vocabular din ăsta mai colorat, din cauza contestațiilor. Așa. Ei, și asta este unul dintre motivele pentru care se întârzie foarte multe lucrări. Mai discutăm și de faptul că, vedeți dumneavoastră, prin introducerea acestui PNDL 2, sunt sume foarte, foarte mari în piață. Deja operatorii, societățile comerciale au o problemă. Au o problemă în sensul că sunt foarte multe lucrări și nu mai este forță de muncă. Deci, efectiv, nu mai este forță de muncă și te trezești de multe ori că scoți la licitație de 2, de 3 ori o lucrare și nu-ți vine nimeni. Nu-ți vine nimeni. Bun, și ce e de făcut? Păi nu-ți vine nimeni că nu câștigă. Aici este deja problema, problema este, în, să zic așa, în curtea angajatorilor. Într-adevăr, vedeți dumneavoastră, la un moment dat toată lumea zicea de ce, că este artificială acea creștere a salariului minim pentru domeniul construcțiilor. Eu zic că nu a fost un lucru rău. Chiar nu a fost un lucru rău. Păi, nu a fost un lucru rău, dar având în vedere că sunt unele proiecte care, eu știu, au avut studii și tot felul de lucruri ăsta, prețul trebuie actualizat. Cine suportă diferența? Că dacă era european, nu cred că mai merge. Da, s-au mai făcut actualizări, s-au făcut actualizările de prețuri, da. S-au mai făcut? Da. Bun, dar acum știți cum este problema? Orice societate, orice patron, orice societate comercială se duce, își face un calcul și se duce la lucrarea care este cea mai bănoasă. Da? Păi din punctul lui de vedere. Nu e normal? Este, deci dacă îl luăm din punct de vedere a societății comerciale, da, este normal. Până la urmă nu este ONG, este societate comercială. Și scopul ei e acela de a produce profit. Corect. Și dacă se poate unul cât mai mare. Da. Pentru care plătește impozit. Corect. Bun. Eu dacă, acum mi-a venit ideea asta, dacă aș fi primărie, dacă aș fi primar, să spuneți dacă s-ar putea lucrul ăsta. Aș înființa, domne, un serviciu, o societate patronată de Consiliul Local. Are simere așa ceva. Cu care aș face, uite, lucrările astea pe care, la care nu se prezintă nimeni. Ar fi posibil. Astea merg până într-un punct. Fiindcă, de obicei, societățile comerciale care au fost create, care sunt subordonate Consiliul Județean, are Consiliul Local, ele pot face lucrări de o anumită anvergură, nu? Poți, fiindcă îi folosești la lucrări mici, să zic așa, nu îi folosești pentru lucrări foarte, foarte mari. Și n-au capacitatea tehnică la ora asta. Cred că sunt foarte puține dacă există așa ceva. Eu nu știu să vă spun dacă există păi așa ceva. Păi fac lucrările de la mine de acolo, iau bănuții aia și cu siguranță nu tot se cheltuiesc. O parte dintre ei rămâne și profit, nu? Da, dar gândiți-vă și reinvestesc profitul în utilaje. Da, dar gândiți-vă că întotdeauna societatea aceea comercială care este are acționaratul Consiliul Local, vine pe prețurile cele mai mici. Ori profitul nu pare cum să fie. Deci se merge la marginea de jos a profitului. Adică să trăiască, dar să facă lucrările întotdeauna. Peste tot unde am văzut, așa am văzut. Bun, da? Este, să zic așa, un ajutor Consiliul Local și a primăriei acea societate comercială care este creată. Cum vedeți dumneavoastră colaborarea dintre Consiliul Județean și UAT-uri din 27 septembrie încolo și de ce nu și până în 27 septembrie? Colaborarea. Colaborarea este instituțională până la urmă. Da, dar cum o vedeți? Că ea poate să funcționeze sau nu? Ca în orice domeniu există și anumite anomalii și anumite probleme. Da, sunt lucruri care, din punctul meu de vedere, ca și consilier județean și care au fost asumate, să zic așa, de către Consiliul Județean, nu s-au făcut. Da? Discutăm de acel stadion de la Hunedoara, care, sincer vă spun, mi l-aș fi dorit să fie făcut. Fiindcă, la momentul când eram eu copilaș, mergeam foarte mult la meciurile
echipei de fotbal. Vă referiți la Corvinu? Da. Apoi acolo e o problemă cu brandul și cu... Bun, lăsând deoparte brandul, fiindcă brandul s-a rezolvat și în alte părți, nu a fost o problemă, deci asta nu a fost un impediment în a face ceva, ceva bun pentru cetățeni. Că, până la urmă, știți cum e, toată lumea spune, vrem să scoatem copiii din fața calculatoarelor, din fața laptopurilor. Bine, acum cu școală i-am mai băgat pe calculatoare și laptopuri, da, și tablete. Dar cred că este benefic și pentru activitatea copilului, extrașcolară discutând. După aia, eu știu că la un moment dat erau discuții de a crea la nivelul județului un fel de centre de excelență. Cum este în Simeria? Adică pe linie de fotbal, Simeria face, și uitați, a și crescut numărul de copii de la vreo, nu mai știu, 100, 200, nici nu știu dacă erau 200 când. În 2012, acum sunt peste 400 de copii, da? La ceea ce înseamnă clubul sportiv, lăsând deoparte centru cultural, care mai are și el, nu știu, câte sute de copii. Da, păi îmi spunea domnul Dacian la un moment dat că lui a venit ideea sloganului de campanie electorală ascultându-l pe copilul său, că i-a spus ceva. Da. Deci, la un moment dat era o discuție ca la nivel de, să zic așa, UAT-uri, să facă acele centre de excelență, care să adune copiii din tot județul, și bineînțeles să le facem și o continuitate. Ei, la clubul sportiv Simeria, de exemplu, putea o echipă care era într-o ligă superioară la Hunedoara, putea să-i asigure acea continuitate unui fotbalist, da? Tot așa, Orăștia putea să meargă pe zona de arte marțiale, că știu că au și un club foarte bun. Petroșaniu putea să meargă, din ce știu eu, Puruibiu, stăteau foarte bine și puteam, deci să încercăm copiii să-i aducem către sport și să le oferim o alternativă. Fiindcă la ora asta oferim și nu prea oferim. Adică... Vă referiți la Simeria sau la tot județul? Nu, discutăm de tot județul, discutăm de partea de Consiliul Județean. Da. Am înțeles. Domnule Felciu, că vă vine să credeți sau nu, am cam ajuns la final. Așa de repede? Da. Ideea este următoarea. Susținător Dacian Ciodaru, susținător pro-România, ziceți dumneavoastră, credeți că... Dar în primul rând oamenii. Deci nu neapărat susțin un brand, susțin oamenii, dar și pro-România luat pe... Partidul e format din oameni, exact. Până la urmă, nu? Da. Ce le transmiteți celor care până în acest moment s-au uitat la noi, s-au uitat la dumneavoastră vis-a-vis de această susținere? Vă rog, la camere. Îmi doresc ca în 27 septembrie să votați candidații pro-România pentru faptul că își doresc ca acest județ să prospere, pentru faptul că își doresc ca nivelul de trai în acest județ să crească, pentru faptul că își doresc ca, virgulă, copiii dumneavoastră, nepoții, frații, surorile, să vină înapoi în acest județ, să aibă un loc de muncă, să aibă unde să-și desfășoare activitatea. Am înțeles. Și pentru asta ce ar trebui să facă? Investiții, infrastructură, facilități. Nu, ce ar trebui pentru să facă electoratul? Să voteze pro-România. Aha. Despre asta era vorba. Am înțeles. Domnule Felciuc, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept cu drag și altă dată. Era să închei cum închei și cu alții invitați succes în alegeri, dar noastră nu am nicio, niciunde. Nu voi fi pe nicio listă. O spuneți cu părere de rău sau cu ușurare? Nu. O spun cu... Nici cu ușurare, dar nici cu părere de rău. Fiindcă am fost, să zic așa, 18 ani, aproape 18 ani în zona asta publică. Cred că este bună o pauză. Take a breath. Și plus de asta, sincer să vă spun, este și momentul în care îmi doresc ca cei care de-a lungul anilor îmi tot spuneau nu ai făcut, deși am încercat să, cât am putut, acum nu pot să zic că am făcut tot ceea ce trebuia, poate se putea să face mai mult, îmi doresc ca cei care îmi spuneau mulți ani că n-am făcut, îi doresc să-i văd acolo în administrație, consilier local, consilier județeni și în alte funcții, bineînțeles, și să-i întreb și eu. Știți cum este vorba? Ci că din tribună dădeam și eu gol. Da. Mulțumesc încă o dată pentru prezentare. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Stimați spectatori, Eduard Felciuc a fost prezent în studioul Capital TV, susținător
al domnului Dacian Ciodaru, candidat pro-România pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare cu Capital TV, numai bine!